Doamnelor, domnilor, partea a doua a emisiunii cu cărțile pe față a apărut ca o necesitate obiectivă în mintea unui om nonconformist și dornic să dea o altă față și dimensiune spectacolului teatral. Fenomenul Teatrul Ararat are deja o dimensiune respectabilă, putem spune, la nivel de comunitate și nu numai, tocmai prin conceptul și modul său de manifestare. Astăzi vă invit să discutăm despre teatru cu domnul Claudiu Pintican, actor și președinte al Teatrului Ararat Baia Mare. Bună seara, bine ați revenit în studioul nostru. Bună seara, Mica, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Bună seara, stimați telespectatori. Mă bucur că sunt aici alături de dumneavoastră și de Mica. Iată, în momentul în care se închid stagiuni în teatrele de stat, noi deschidem stagiuni după o perioadă destul de lungă în care am stagnat datorită condițiilor pe care am trecut cu toții și pe care ne-am dorit să nu le mai avem. Vom deschide stagiunea Teatrului Ararat, închizând-o totodată cu o premieră. Este vorba despre Micul Prinț, Antoine de Saint-Exupéry. Este un spectacol care va avea loc, va avea premiera sâmbătă de la ora 19, sâmbăta aceasta. Da. Următorul spectacol după premieră va fi duminică, a doua zi, de la ora 13. Iar următorul spectacol va fi joia următoare de la ora 19. Deci iată, va fi premiera, un spectacol duminică la prânz și un alt spectacol joi. După care, spuneam, mai în glumă, mai în serios, am deschis stagiunea și am și închis-o. Vorbesc că am închis-o în sala Teatrului Ararat, adică sala Mica Casei de Cultura Sindicatelor, unde ne desfășurăm activitatea începând din anul 2016. După ce, într-o primă fază, Teatrul Ararat, să știți, ne apropiem de o frumoasă vârstă, împlinim aproape 15 ani, suntem primul și singurul teatru particular din Maramureș. Așadar, până în 2012, Teatrul Ararat, pentru cei care nu știu, și-a desfășurat activitatea în sala de conferință a Bibliotecii Județene Petre Dulfu. Au trecut ani. Au trecut, da. Perioada 2012-2015, câte vreme am fost managerul Teatrului Municipal din Baia Mare, am oprit activitatea, iar din 2016 am reluat activitatea independentă, de data aceasta în Casa de Cultura Sindicatelor, unde avem și birourile, acolo este și sala de spectacole, este o sală frumoasă, să știți, am amenajat-o, arată foarte bine, este o sală amfiteatru, dotată cu foarte multe... Având în vedere situația Casei de Cultura Sindicatelor, cred că este una dintre părțile acestei instituții care încă arată bine că ați investit acolo. Deci iată, destul de eu mult. Spuneam și cu alte ocazii că dacă investești, chiar și privat fiind, se poate. Oamenii sfințesc locurile da. Întotdeauna și dacă într-adevăr îți dorești să faci ceva, reușești. Asta am constatat-o pe propria piele de-a lungul timpului. Și poți să faci lucruri frumoase și bune dacă ești consecvent și dacă mergi cu convingere pe drumul pe care ți l-ai ales. Și eu lucrul acesta îl fac și cred că reușim. Adică la ora asta Teatrul Ararat are în repertoriu 20 de titluri. Ceea ce nu este absolut deloc puțin, să știți, avea 20 de spectacole în repertoriu, este o performanță și spectacolele sunt și cu o largă adresabilitate, adică de la spectacole, știu eu, nu sunt numai pentru copii, sunt pentru copii de toate vârstele, cum ar fi Jucăriile, când Jucăriile spun pa, un text al Sânzeanei Popescu, foarte cunoscut și care a luat și un premiu Uniter când a ieșit textul, la Apolodorul un pinguin călător, apoi Soacra cu trei nurori, iată acum Cenușăreasa, acum Micul Prinț, până la spectacole Eminescu, Mimi Brănescu, Mihai Ignat, Cotolin Turoții, deci spectacole care se adresează și unui public, și doar publicului matur, să zic așa. Înainte să continuăm cu prezentarea a ceea ce se va întâmpla în stagiunea aceasta de vară, putem numi, da? Aș vrea să ne spuneți, chiar dacă am mai abordat acest subiect, să reamintim telespectatorilor noștri ce cuprinde de fapt acest concept de teatru independent, acel mediu flexibil unde exprimarea artistică are o altă dimensiune. Am pornit de la premiza că dacă nu merge muntele la Mahomet, merge Mahomet la munte. Asta se întâmpla la începutul și am rămas consecvent cu această idee, în sensul că el s-a născut acest teatru ca un teatru de geamantan, cu decoruri minimale, cu nu distribuții foarte mari, deși la ultimele spectacole avem distribuții destul de consistente, până la 16 oameni în distribuție, ceea ce este ceva. Însă toate spectacolele pe care noi le avem în repertoriu, grație faptului că
am și disponibilitatea de a reuși să le adaptez la un anumit tip de spațiu. Deci absolut toate spectacolele pot să fie ușor de transportat și de adaptat, înși la diverse locații și situații. Deci putem să jucăm în aer liber, putem să jucăm, eu știu, în săl de conferință, pentru că acolo am început, pe marile scene sau în holuri de hotel sau în școli. Dar cum faceți cu decorul? Asta spun. Deci, din start, textele pe care le aleg sunt texte care se pretează și viziunea regizorală pe care o avem în spectacole e de asemenea manieră încât să poată să fie adaptabilă și decorurile în sine nu sunt foarte masive. Totul este făcut în așa fel sau conceput în așa fel încât să poată fi ușor, repede, transportat și de adaptat. Oricum, băimărenii au primit bine acest nou fenomen artistic. Drept urmare, foarte mulți au participat la evenimentele pe care le-ați avut, la spectacolele pe care le-ați realizat, evenimentele Ararat. Dar, în contextul actual, perioada concediilor și ieșirea masivă a oamenilor în stradă și la terasă, aveți o ofertă cu care să-i atrageți? Ați spus de Micul Prinț, dar... Cum veți gândi această stagiune? Urmează. Deci, repet, eu am făcut o afirmație mai în glumă, mai în serios. Da. Este o stagiune care începe și se și sfârșește. Și am să-ți spun de ce. Contrar părerii unora dintre liderii teatrului instituționalizat din orașul nostru, care spun că festivalul Excepțio, care a avut loc la Baia Mare în perioada 2012-2015, a murit după trei ediții. Să știți că ideea de festival, care este al locului, festival de teatru al locului, nu a murit. Pentru că din 2016, de fapt, a renăscut. Sub o altă formă, sub un alt titlu, este vorba de acest festival Repere, Mituri, Identități. Este un festival al orașului, al județului, al urbei, care s-a născut ca un festival de teatru, iar de la o ediție la alta a devenit din ce în ce mai amplu. A avut finanțări de la Consiliul Județean, de la primărie, a avut sponsori și, bineînțeles, partenerul principal fiind Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară din Maramureș, Baia Mare, prin directorul ei, doamna Monica Mare, care este o gazdă absolut extraordinară. Și spuneam că de ce se închide stagiunea și se totodată nu o încheiem? Pentru că stagiunea se încheie la sala de spectacole a Teatrului Ararat, cu aceste trei spectacole, spuneam, sâmbătă la ora 19 premiera cu Micul Prinț, duminică la ora 13 următorul spectacol și joi de la ora 7 al treilea spectacol cu Micul Prinț, urmând ca de la sfârșitul săptămânii următoare să înceapă cea de-a cincea ediție a festivalului de care tocmai vorbeam, Festivalul Repere Mituri Identități, festival care s-a născut ca un festival de teatru, iar de la o ediție la alta s-a transformat într-un festival al artelor, dorindu-se ca în perspectivă să devină din ce în ce mai amplu. Și în sprijinul spuselor mele, dovada cea mai elocventă ar fi faptul că anul trecut, în plină pandemie, Baia Mare a fost unul din puținele orașe, dacă nu singurul oraș din Ardeal, care a avut un festival de teatru. Nu atelierul, e vorba de Repere, Mituri, Identități. Teatrul Municipal din Baia Mare a fost invitat în festivalul Repere, Mituri, Identități, unde a participat cu spectacolul de improvizație Impro Show. La fel va fi și acum? Poftim? Cine va participa la acest festival? Festivalul de anul trecut a cuprins... E un festival mai atipic. În ce sens? În sensul că de obicei festivalurile de teatru se desfășoară pe un timp comprimat. 7 zile consecutive, 8, 9, 10, da. Depinde de la caz la caz. La noi povestea stă un pic altfel. Este un festival care se întinde pe parcursul a aproximativ 2 luni de zile, cel puțin în această primă fază, și are evenimente, câte un eveniment care conține 3, de anul acesta sperăm să fie chiar 4 acțiuni culturale, la sfârșit de săptămână. Deci anul, ediția 1, au fost doar spectacole de teatru, de la ediția a doua, deci din 2000,
18 am avut, pe lângă spectacole de teatru, înainte, în, să zic așa, în deschiderea spectacolelor de teatru, am avut vernisaje ale unor expoziții în șura Casei Preluca, pentru că trebuie să știți, cei care nu știți încă, ideea este că toate evenimentele acestea se petrec în arealul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare, cel puțin în această primă, în aceste prime ediții. Spuneam, a doua ediție au fost, a doua și a treia ediție am avut și vernisajele unor expoziții înaintea, în avantpremiera, să zic așa, în deschiderea spectacolelor de teatru, iar de la a patra ediție, cea de anul trecut, am avut 8 seri, a câte 3 evenimente pe seară, deci 24 de evenimente. Pe lângă expoziții și spectacole de teatru, am avut și proiecția unor filme documentare care încheiau seara, proiecția unor filme documentare despre zone geografice importante din județul nostru și din județele limitrofe. Deci 24 de evenimente, vara trecută, intrarea a fost liberă, în condițiile în care nu niciun festival sau nu știu, eu nu am cunoștință de alte festivaluri care s-ar fi desfășurat cel puțin în Ardeal în perioada respectivă. Noi am avut continuitate și vom avea în continuare, asta este o certitudine. Spuneam de festival. Da. E un lucru extrem de important că acest festival s-a născut aici, în Baia Mare, este al locului, este un brand local, devine din ce în ce mai puternic ca un brand local și are la bază o idee pe care cred eu că ar trebui să o luăm cu toții în seamă și să acordăm importanța pe care trebuie să o acordăm. Acest festival s-a născut de la următoarea idee, și anume faptul că centrul geografic al Europei continentale este undeva la vreo 30 de kilometri sau, mă rog, câțiva zeci de kilometri de județul Maramureș. Deci, practic, teatrul Ararat a fost, sau nu, este cel mai apropiat teatru independent de centrul geografic al bătrânului continent. Și iată că într-o Europa, să zicem, adică nu să zicem, pentru că așa și este, din păcate, globalizată, în care oamenii riscă să-și piardă identitatea, să se robotizeze, să devină din ce în ce mai mult sclavii mașinilor și să nu mai se regăsească pe ei înșiși, de undeva din centru, și nu întâmplător acest centru se întâmplă să fie, pentru că nu există întâmplări întâmplătoare care se întâmplă din întâmplare, se întâmplă să fie și unul dintre cele mai puternice centre din punct de vedere al conservării tradițiilor din România, deci Maramureșul. Deci de aici, de undeva din centru, sub cupola teatrului, care este o artă sincretică prin definiție și care include sub în el și celelalte arte, muzică, dans, literatură și așa mai departe, se naște un festival care încearcă să readucă raportările la miturile importante, pentru ca oamenii, raportându-se la aceste mituri, să își regăsească reperele pentru a-și regăsi propria lor identitate. De aceea se cheamă Repere, Mituri, Identități. Și am reușit oarecum să facem lucrul acesta, intenționând ca de la o ediție la alta să îl dezvoltăm din mai multe puncte de vedere. Să vă gândiți că acest festival ar fi ca un fel de piatră pe care am aruncat-o în mijlocul unui lac și în jurul ei s-ar forma cerculețe concentrice, deci practic o undă care se dezvoltă de-a lungul întregului. Și cum vedeți această dezvoltare? Cel puțin pe două planuri, pentru că el, festivalul, repet, s-a născut ca un festival național de teatru local. Urmează de o ediție la alta să devină un festival național al artelor. Ulterior va deveni un festival internațional, pentru că dorim lucrul acesta, să ajungem deocamdată spre zonele de margine, deci de vecini ai României, și să dezvoltăm toată povestea asta. Pe de o parte, dezvoltarea aceasta ar fi de la o ediție la alta să avem mai multe evenimente și mai de, din ce în ce mai bună calitate, să zic, pentru că în funcție și de finanțarea pe care o avem, putem să dezvoltăm și calitativ ceea ce facem în cadrul acestui festival. Deci, așadar,
teatru, anul trecut au fost expoziții de pictură, sculptură, fotografie și așa mai departe, și proiecții de film. De anul acesta o să avem și seri de dans, o să avem și seri de muzică, concerte. Deci toate artele, până la urmă, cuplinte într-un menunchi. Cam asta ar fi ideea. Pe de o parte, deci dezvoltarea pe aceste coordonate, și în altă ordine de idei ne dorim ca acest festival să fie un festival itinerant. Adică ce se întâmplă, să zic așa, vineri în Muzeul Satului din Baia Mare, sâmbătă, adică a doua zi, aceleași evenimente să poată să fie, să se joace, să zicem, în Sighet, Sighetul Marmației, la Muzeul Satului de acolo. Și în a treia zi să se joace, eu știu, Negreștiuaș. Vorbesc de două orașe cu care am avut colaborări fructoase și bune în ultima perioadă, sau în localități mai mici, să zic așa, dar doritoare să li se întâmple lucruri frumoase, cum ar fi, de exemplu, Mireșul Mare sau, eu știu, alte localități sau orașe ale județului care și-ar dori să găzduiască festivalul. Deci, practic, să ne dezvoltăm și din punct de vedere al locațiilor. Exact cum faceți cu teatrul Ararat și cu spectacolele acestuia, le duceți direct la oameni, exact, acasă. Este o formă prin care, de fapt, reușim să ajungem în cât mai multe locuri, pentru că este foarte puțin probabil ca oameni din, eu știu, din afara granițelor orașului Baia Mare, nu foarte mulți vin să vadă spectacole de teatru. Dar prin faptul că noi suntem prezenți în bătătura lor, să zic așa, deci în locul de loc, ei vor veni. Și în sprijinul acestei idei vreau să spun că pe lângă acest festival care va debuta, pe lângă premiera, de asta spun că e o poveste mai interesantă, se încheie o stagiune într-o sală, dar se deschide o foarte amplă activitate de vară, pentru că pe lângă acest festival, a cincea ediție și premiera și spectacolul cu Micul Prinț, suntem incluși în trei proiecte în baza cărora vom avea spectacole, și pot să vă spun și un foarte scurt calendar pe care îl știu în momentul acesta. El va fi din ce în ce mai bine conturat în zilele următoare. Așadar, e o săptămână cu mult teatru în județul Maramureș. Spuneam încă o dată, sâmbătă la ora 19, premiera Micul Prinț la Sala Mică a Casei de Cultură a Sindicatelor. Un alt fel de Mic Prinț față de cum e prezentat în carte? Este sau o combinație ideală? Mic Prinț, să ne oprim un pic la Micul Prinț și apoi da, să spunem proiectele celelalte. Da, pentru că timpul zboară. Da, timpul zboară. Da, este un alt fel de Mic Prinț. Am încercat să fac o dramatizare mai specială. Am schimbat un pic povestea Micului Prinț. Nu vreau să divulg foarte multe, pentru că e o poveste specială și mesajul este unul special care cred că se va transmite și cred că va ajunge acolo unde trebuie, adică în mintea și în sufletul oamenilor frumoși sau oamenilor care își doresc frumosul în viața lor. Mesajul este unul simplu, și anume acela că nu poți să devii o ființă solară decât reîmprietenindu-te cu copilul din tine. Asta se întâmplă în Micul nostru Prinț, pentru că este o adaptare după textul lui Saint-Exupéry, o dramatizare făcută de mine, cu o distribuție absolut specială, în sensul că avem 6 maturi și 6 copii în distribuție. Este vorba de, hai să și spunem distribuția foarte pe rapid, Ruxandra Lăzărescu, Tania Popa, Mihaela Bude, Nicolo Făt, Antonio Colopelnic, Daniela Bude, Anastasia Popa, Eliza Daria Pintican, Ecaterina Filipaș, Crista Bud și Claudiu Pintican, subsemnatul. Așadar, aceasta este distribuția. Muzica originală este scrisă, compusă de Călin Ionce. Și, repet, spectacolul este un spectacol interesant pentru că se întâlnesc în acest spectacol 6 maturi cu 6 copii. Nu vă spun mai multe, e de văzut și de meditat asupra ceea ce se va întâmpla acolo, pentru că eu zic că merită și nu va rămâne fără ecouri ceea ce noi dorim să transmitem
publicului. Așadar, în afară de Micul Prinț... În afară de Micul Prinț, începusem să zic că programelul nostru este următorul. Mai cuprinde ceva. Spuneam că suntem ancorați în trei proiecte. Un prim proiect, în baza unui prim proiect, vom avea 6 spectacole la Remetea Chioarului pentru locuitorii de acolo. Și un prim spectacol va fi în duminica aceasta. Deci după Micul Prinț la ora 1 jucăm Micul Prinț aici la Baia Mare, iar la ora 7 seara vom juca Soacra cu 3 murori la Remetea Chioarului, în aer liber, în centrul comunei. Distribuția? Distribuția, eu zic că este una ideală, cel puțin pentru zona noastră de artistică. O avem pe Aurora Prodan, care este o soacră extraordinară, este Sanda Șavolski, este Nora Mare, Nora Mijlocie este Camelia Strat, Blidar, și Nora Mică este Ruxandra Catricicău, iar eu sunt în situația de a face față tuturor celor trei murori, adică tot așa din rațiuni economice și de deplasare cât mai ușoară și adaptare, am fac toți cei trei frații care sunt fiii soacrei. Așadar, soacra cute și mai avem și alte surprize, adică distribuția este mai complexă, însă nu fac, deci din distribuție, ăștia sunt oamenii care fac parte din distribuție, dar mai sunt și alte ființe, adică o capră, o vacă, niște puișori de găină, depinde de la caz la caz. E un spectacol care merită văzut, în orice caz este spectacolul etalon al festivalului Repere Mituri Identități, de fiecare dată când îl jucăm la Muzeul Satului, se bucură de un foarte mare succes, lumea vine să-l vadă, place. Este foarte, nu știu, bine făcut, dramatizarea este extraordinar de bună și ajunge acolo unde trebuie să ajungă el spectacolul. Așadar, duminică, în 18 iulie, după ce sâmbătă seara avem Micul Prinț premiera la sediu și la ora 13, duminică, vom avea tot la sediu Micul Prinț al doilea spectacol, la ora 19 la Remetea Chioarului Soacra cu 3 murori, marți, după duminică, adică în 20 iulie, la ora 7 seara, 19, se joacă spectacolul în cadrul altui proiect. Deci la Remetea Chioarului este un proiect, cel de marți este un alt proiect, se joacă spectacolul Când jucăriile spun pa. Vă spuneam, un spectacol absolut delicios, care este, ca și toate celelalte spectacole noastre, cu o largă adresabilitate. Deci marți, 20 iulie, la ora 19, la Desești, în curtea preotului Ioan Ardelean, vom juca jucăriile, Când jucăriile spun pa, tot așa în cadrul unui proiect. Acolo am mai avut un spectacol nu de mult cu soacra cu trei murori și a fost de asemenea un mare succes. Iar în 21 iulie, de Sfântul Ilie, în cadrul unui al treilea proiect, vom avea un spectacol, de data aceasta la Săliște, și acolo vom juca spectacolul Romanța Anonimilor, un spectacol foarte frumos în care joc alături de colega mea Vanda Farcaș. E o poveste de dragoste între un el și o ea, un scenariu făcut pe versurile îndrăgitului poet Ion Minulescu, autorul romanțelor, care nu se poate să nu aibă ecou, cel puțin în sufletul celor care îi cunosc poezia. Spectacolul este de asemenea foarte frumos și cu o mare priză la public. Acolo jucăm pentru locuitorii din Săliște. Deci cam astea ar fi spectacolele care sunt imediat de săptămâna aceasta și săptămâna viitoare. Sunt destul de multe. Iar de la sfârșitul săptămânii viitoare vom deschide festivalul. N-aș putea să spun încă exact. O să venim cu informații. Noi suntem într-o formă, în formulă mai atipică, puțină lume înțelege, însă fiind un festival care se derulează pe o perioadă mai lungă, foarte multe lucruri se mai reglează și din mers. Nu suntem nemți, suntem români, dar ne ies bine pentru că punem la modul real, nu așa ipotetic, suflet cu adevărat. Așadar, se va deschide festivalul Repere Mituri Identități cu spectacolul etalon al festivalului, Soacra cu trei murori, urmând ca în următoarea săptămână să avem jucăriile în cadrul festivalului la Muzeul Satului. Un program foarte complex. De asta spuneam că este o stagiune care se închide într-un loc, dar se deschide în alte locuri.
ceea ce devine și mai interesant. Mulțumim pentru participare la emisiune, mult succes și să aveți parte de vreme bună, că e nevoie și de asta. Nu-i nimic, chiar dacă nu avem vreme bună, este totuși vară și chiar vremea nebună, de multe ori devine bună pentru că creează spontaneitate și prospețime, atât în rândul spectatorilor, cât și în rândul actorilor. Am avut câteva momente de acestea cu ploaie, cu vânt și de fiecare dată le-am exploatat în așa fel încât s-au creat momente extraordinar de frumoase. Deci am profitat de elementele naturii. Și dacă venim cu umbrelă, e cald afară, chiar dacă plouă un pic, facem. Știți, aia cu optimistul și pesimistul. Pesimistul stă în ploaie, optimistul face duș sub un nor. Deci depinde cum vedem lucrurile. Mulțumim pentru participare, doamnelor, domnilor, așadar ați aflat despre programul Teatrului Ararat, urmăriți-l și pe pagina de Facebook și vă veți convinge că merită să participați aceste spectacole. Mulțumim pentru atenție, o seară bună să aveți, la revedere!